Pe 21 septembrie, pe o baltă din apropierea localității Putineiu, Clubul Rotary Danubiu s-a organizat cea de-a treia ediție a competiției de pescuit sportiv Crapul Rotarian. Acțiunea a avut un caracter caritabil, pentru că din taxa de participare la concurs s-au achiziționat calculatoare pentru elevii juveni. Acestea au ajuns azi la școlile generale numerele 5 și 10 din municipiu, mai exact câte două computere pentru fiecare dintre unitățile de învățământ menționate. Cu siguranță elevii noștri vor avea acces la ultimele informații, ne vor ajuta aceste calculatoare în derularea proiectelor pe care le avem și care inițiem în continuare să le avem. Ca de obicei v-ați gândit la școala noastră tot timpul, vreau să vă mulțumesc și pentru celelalte lucruri deosebite care le-ați făcut pentru școală. Membrii Rotary au poposit apoi la școala numărul 10, aici unde cele două calculatoare își vor găsi locul în sala de documentare și informare a școlii. Noi avem calculatoare aici, dar pentru că sala de informatică este dotată cu calculatoare mai vechi, am dus acolo două. Deci mai aveam doar unul singur, așa că acestea pot completa. Sunt foarte bine venite. Rotary Club Danubius susține performanța, mai ales că domeniul educației este unul prioritar, fiind vorba de viitorul școlii.